Dacă până acum numărul de bolnavi internați la Spitalul Municipal de Urgență Elena Beldiman din Bârlad nu depășea 700 de persoane în 3 zile, situația s-a schimbat în ultima perioadă. La unitatea sanitară au venit mult mai mulți pacienți. La compartimentul de primire urgențe au fost examinați 312 pacienți, s-au internat în regim de urgență un procent de 30%. Gradul de ocupare al spitalului în această dimineață este de 80%. Adresabilitatea a crescut ușor. Spitalul Municipal de Urgență Elena Beldiman Bârlad asigură servicii medicale pentru o zonă cu o populație de circa 200.000 de locuitori.